Cel care va câștiga președinția PNL la congres trebuie să fie și candidatul PNL la prezidențiale? Ar ajuta foarte mult Partidul Național Liberal ca acel candidat să fie într-adevăr și candidatul nostru la alegerile prezidențiale. Însă, din punctul meu de vedere, va trebui să întrebăm populația României ce părere are despre acest lucru, pentru că nu poți ajunge președintele României decât dacă ești votat de către cetățeni. Și cred că vom fi obligați să facem acest lucru și să luăm decizia în baza ceea ce ne spun, în primul rând, cetățenii. Și sigur, dacă acel coleg va fi din rândurile noastre, eu cred că va trebui să-l susținem cu toții și toți cei care votează de regulă cu dreapta, pentru că altfel riscăm ca în 2024 să ne trezim cu un președinte de stânga. Înțelegem că Rareș Bogdan ar fi chiar unul. Nu știu, eu zic că sunt foarte mulți liberali care. Sunt foarte mulți liberali care pot să se lupte pentru asemenea demnitate. Îmi amintesc că aveam miniștri care stăteau foarte bine în sondaje. De exemplu, Nelu Tătaru, după pandemie, era la o cotă de încredere fantastică, aproape de cea a președintelui României. Stătea foarte bine la momentul respectiv Marcel Vela, Violeta Alexandru. Chiar sunt oameni care, în rândul Partidului Național Liberal, care, vă repet aici, văd eu singura problemă, dacă au capabilitatea să adune și să formeze o singură echipă, suntem greu de bătuți de către oricine. Dumneavoastră veți candida la congres? Pentru da, voi candida, dar am decis să fac acest anunț doar după ce vom aproba calendarul și după ce Consiliul Național va stabili data congresului. Acum au început alegerile interne sau încă în care n-au început procedurile? Încă nu. Mâine avem un birou executiv la care probabil domnul Orban ne va propune convocarea Consiliului Național. Și, practic, după convocarea Consiliului Național, vom intra în procedură. Consiliul Național stabilește data, calendarul de alegeri la nivel comunal, orășenesc, municipal, județean și apoi la nivel național. Ludovic Orban, știu că în ultima ședință a Biroului Executiv a anunțat în jurul datei de 15 septembrie cumva să fie organizat. Da, el își dorește alegeri foarte, foarte rapid. I-am explicat că nu înțeleg de ce. Este încă președintele partidului, are. Poate să nu-și piardă susținerea pe care o mai are? Nu știu. Păi nu are. Vreau să vă spun că ia deciziile aproape, deciziile se iau aproape sau cu o largă majoritate în forurile de conducere. Nimeni nu-i pune bețe în roate, nimeni nu l-a împiedicat. Această conducere a Partidului Național Liberal a fost una corectă față de Ludovic Orban. Noi am cerut demisia după alegeri, sperând că va înțelege că trebuie să facă ceea ce spune o cutumă nescrisă a partidului. Noi nu am fost o conducere care să-l contestăm în permanență, cum de exemplu făcea Ludovic în perioada în care el era un veșnic candidat, contracandidat, fie că vorbim de Valeriu Stoica, fie că vorbim de domnul Stolojan, fie că vorbim de Crin Antonescu, deci Alina Gurghiu, Vasile Blaga. Ludovic în permanență s-a poziționat împotriva acestor oameni criticându-i. Această conducere a partidului a stat lângă Ludovic Orban. Nu am fost niște oameni care să generăm o presiune suplimentară asupra lui și din acest punct de vedere, dar ne-am spus punctul de vedere. Eu am spus că din punctul meu de vedere e o greșeală să suprapui o campanie internă a Partidului Național Liberal peste ceea ce înseamnă prioritatea noastră la ora actuală, campania de vaccinare și ieșirea la 1 septembrie din acest tunel. I-am spus că cred că era mult mai important ca toată lumea să se concentreze pe campania de vaccinare, aleși locali. Vorbim de tot ceea ce înseamnă activ al Partidului Național Liberal și să arătăm românilor că am fost lângă ei atunci când au avut nevoie de ei. Din punctul meu de vedere, aceste alegeri puteau fi duse undeva, porni calendarul la 1 septembrie și alegeri undeva după mijlocul lunii octombrie, nu era nicio tragedie, o lună și jumătate, vă repet, nu-i contesta nimeni poziția, nu avea, din acest punct de vedere, chiar nimic de pierdut. Și ce v-a răspuns Ludovic Orban? De ce congres în septembrie? Din păcate, nu mai acel
coleg și camarad pe care l-am cunoscut, preferă să asculte și tace, ca să zic așa. Adică, nu v-a răspuns. Nu evită ca să intre într-un dialog, cel puțin în ceea ce mă privește. Deci evită conflictele în perioada asta? Nu, eu congres. Cred că nu e nici, vă repet, chiar nu e vorba de un conflict. Eu vă spun sincer, îi prețuiesc calitățile bune. Dar sunt și omul care atunci când am să ceva să-i spun, îi spun în față. Adică n-am nevoie de un președinte care să, știu eu, să-l îndrăgești doar pentru ceea ce face el ca și putere, care poate risca câte ori să meargă spre o zonă dictatorială. Mie îmi place acel președinte care discută cu oamenii, îi ascultă și, vă repet, luăm decizii împreună.